Până dimineața, unul din cinci bolnavi de TBC din țările Uniunii Europene este român. Trei țări, Polonia, România și Regatul Unit, au însumat aproximativ 40% dintre toate cazurile raportate, doar România, cumulând circa 20% din numărul tuturor îmbolnăvirilor de TBC din UE. Cum recunoaștem această afecțiune și cum o putem elimina, ne spune medicul Beatrice Mahler, care este alături de mine în această dimineață. Bună dimineața, doamna doctor, vă mulțumesc pentru prezență. Bună dimineața. În primul rând, cum recunoaștem această boală? Nu pot să spun că există o manifestare specifică tuberculozei. Sunt simptome la nivelul aparatului respirator de cele mai multe ori, o tuse care persistă mai mult de 3 săptămâni, transpirații, scădere ponderală și poate o stare de oboseală extremă. Dar nu este obligatoriu, depinde de localizarea tuberculozei. Ultimul pacient pe care l-am, din păcate, l-am pierdut săptămâna trecută, a avut o simptomatologie mai puțin evidentă, cu o astenie, scădere ponderală și transpirații nocturne, fără simptome respiratorii specifice, și s-a prezentat foarte târziu la medic. Ce înseamnă foarte târziu? După 2 luni de evoluție, s-a prezentat în momentul în care, practic, începerea tratamentului nu a reușit să aducă recuperarea stării de sănătate astfel încât să depășească perioada critică. Din păcate, suntem din nou într-un top nedorit. Cum putem elimina această tuberculoză din România? Ca să vorbim puțin de istorie, este important să spunem că tuberculoza în România reprezintă o problemă de sănătate publică de 20 de ani și că măsurile care s-au întreprins au dus la scăderea incidenței tuberculozei. Sigur, perioada pandemiei, adică 2020-2021, a însemnat o perioadă în care accesul la diagnostic a fost mai scăzut, din motive diverse. Pe de o parte, teama populației de a se prezenta în serviciile la serviciul medical, pe de altă parte, direcționarea medicilor pneumologi către alt tip de asistență, adică pacientul COVID, ceea ce a dus la o scădere extrem de importantă a depistării, iar acum asistăm la o creștere a incidenței, o creștere așteptată de noi specialiști, dar care nu trebuie să ne facă să ne relaxăm, ci din contră, să ne mobilizăm și să adresăm îndemnul nostru celor care au simptome respiratorii, să ajungă în dispensarele TB, să ajungă la medicul pneumolog, pentru că orice consult pneumologic pentru a exclude tuberculoza este gratuit. În afară de această radiografie și de toate analizele care sunt necesare, ce mai putem face ca metodă de prevenție? Ceva ce ține de noi? Altceva? Sigur că da. Dacă vorbim de tuberculoză, vorbim de 2 forme de tuberculoză. Forma de infecție pe care o putem lua intrând în contact cu o persoană. Dar transformarea infecției în boală se produce doar dacă sunt cumulate niște condiții de imunosupresie. Și dacă vorbim de populația generală, vorbim de o imunitate pe care o stimulăm respectând niște reguli de viață. O alimentație corectă, un somn odihnitor, un număr suficient de ore și o calitate a somnului bună și sigur că da, evitarea pe cât se poate a nivelului de stres crescut, pentru că stresul induce scăderea imunității. Nu trebuie să eliminăm cealaltă categorie de pacienți sau de persoane care au risc de a dezvolta tuberculoză, și aici vorbim de persoanele cu imunosupresie ca urmare a unor afecțiuni. Pacientul cu diabet zaharat, pacientul cu boli autoimune, pacientul cu cancer sau alte afecțiuni care impun de fapt un tratament cronic de lungă durată. Și tinerii fac TBC? Da, din păcate, tuberculoza este specifică pentru 2 categorii de populație. Tânărul, 30-45 de ani, și persoanele peste 65 de ani, pentru că aici apar bolile. Vârsta aceasta predispune la tuberculoză nu pentru că ar avea tânărul o particularitate a organismului său, ci pentru că în perioada tinereții evităm poate să avem mai multă grijă de noi, tratăm cu mai multă superficialitate simptomele care par banale răceli, cu ghilimele de rigoare, și ne prezentăm foarte târziu la medic. Ori responsabilitățile familiare, responsabilitățile sociale și stresul cumulat duce la transformarea infecției în boală. Când vorbim de complicații, dacă nu ne tratăm, avem simptome sau chiar știm că avem această infecție și nu ne tratăm, unde putem ajunge? De tuberculoză se moare, din păcate, și tuberculoza netratată duce la deces. Din păcate, sunt tot mai multe astfel de cazuri, iar numărul de decese
ca urmare a tuberculozei a crescut în 2022 la nivel mondial. Este un trend pe care îl observăm și avem această situație, din păcate, posibil și în România, n-am observat-o încă statistic, dar ne așteptăm la ea, pentru că pacienții care se prezintă acum în serviciile medicale din toată țara sunt pacienți care asociază forme complexe de tuberculoză cu localizări multiple, pulmonare, cerebrale, renale, genitale, sunt forme de tuberculoză care practic indică o infecție severă la nivelul întregului organism. După cât timp nu mai este contagios un pacient cu tuberculoză? E un lucru bun acesta, faptul că după 2 săptămâni de tratament făcut constant și cu rigurozitate, pacientul cu tuberculoză poate să se întoarcă în comunitate, poate să meargă acasă, fără să reprezinte un risc pentru cei de acasă. Sigur, vorbim și de o categorie de pacienți care pot să aibă spută negativă la microscopie și care pot să-și înceapă tratamentul la domiciliu. Avem această posibilitate în acest moment în România, în foarte multe județe și în curând va fi posibil ca în orice dispensar din România, unde te vei prezenta cu simptomatologie de tuberculoză, să beneficiezi de toate analizele și să primești tratament pe care îl poți urma la domiciliu dacă starea ta permite, dacă nu ești contagios pentru cei de acasă. O să vadă cei care ne privesc și o hartă, acolo unde vedem județele fruntașe când vine vorba de această boală. Iașul este așadar pe primul loc. Există ceva diferit în acea zonă? De ce sunt mai mulți bolnavi de tuberculoză acolo? Aș spune că avem niște colegi pneumologi foarte bine, foarte mult implicate în depistarea tuberculozei. Este un lucru foarte bun și asta este o interpretare a acelei hărți. Pe de altă parte, sunt județele unde nivelul socioeconomic al anumitor teritorii este foarte scăzut. Sunt zone în acele județe care sunt mult prea sărace pentru ca tuberculoza să nu poată să se dezvolte și să nu și să fie eradicată. Prin urmare, e nevoie atunci când vorbim de tuberculoză nu doar de măsuri medicale, ci și de măsuri sociale, pentru că aș mai vrea să precizez o situație cu care ne confruntăm tot mai mult în Institutul Marius Nasta. Asocierea tuberculozei la persoanele care utilizează droguri este o situație extrem de delicată, o situație care pune probleme de îngrijire a acestor pacienți, pentru că au 2 afecțiuni extrem de severe asociate, iar în lipsa unui suport susținut psihologic și psihoemoțional pentru aceste categorii, dificultatea managementului tuberculozei este foarte mare. Ei de foarte multe ori părăsesc spitalul, revin cu stare gravă și practic reprezintă un risc pentru comunitatea în care trăiesc. În concluzie, dacă avem o tuse persistentă mai mult de 3 luni, dacă respirăm greu, dacă scădem în greutate, ar trebui să ne prezentăm imediat la medic pentru că am putea fi infectați cu TBC. Și fără bilet de trimitere și fără programare, este important să ajungem în cabinetul unui medic pneumolog. Mai ales că este gratuit. Vă mulțumesc foarte mult, doamna doctor, pentru aceste sfaturi importante. Așadar, dacă trăiți într-un mediu aglomerat sau dacă trăiți, de fapt, în România, țară în care prevalența tuberculozei este ridicată, oricând simțiți că sunteți epuizați, obosiți, subfebrili, nu aveți poftă de mâncare, transpirați excesiv sau aveți alte simptome respiratorii, faceți un examen medical. Puteți scuti ani de suferință. Așa că, până data viitoare, sănătate multă!